Băi, fraților, țin să vă anunț că acest clip este unul destul de special și asta deoarece de foarte mult timp voi îmi cereți să fac o colaborare cu un alt YouTuber. Și uite că astăzi o să vă îndeplinesc dorința, doar că o să o fac într-un mod mai unic. Cum așa? Foarte simplu, în acest videoclip nu voi colabora doar cu un YouTuber, voi colabora cu doi. Și acum, sincer să fiu, cred că aș fi destul de prost să încep cu de-alea, băi, oare ghiciți cu cine facem azi colaborare? Pentru că pana mea... se vede din titlu. Așa că acest video o să începem direct prezentându-i pe băieții de la lumea lui Dedo. Canalul este administrat de două persoane, De și Do, care de altfel sunt din același oraș cu mine. Adică da, toți trei sunt din Constanța. Sunt niște persoane foarte de treabă în realitate care creează conținut calitativ pe YouTube. Și pot să afirm chestiile astea deoarece înainte să facem acest clip ne-am și văzut în realitate. Și pot să zic că am stat ceva de vorbă. Și într-un final am ajuns la o concluzie. Vom face două clipuri împreună. Unul pe canalul meu, iar unul pe canalul lor. Pana mea, e logic. Așa că dacă vreți să vedeți și celălalt clip, nu uitați să intrați pe canalul lor, veți avea bineînțeles un link în descriere. Dar în orice caz, fără să o mai lungim inutil, să-i dăm cu videoclipul propriu zis. Băi, fraților, după cum v-am zis și mai devreme, sunt din Constanța. Iar împreună cu băieții ăștia ne-am gândit să facem un clip reprezentativ pentru orașul nostru. Așa că astăzi vom vorbi despre stațiunea Minune din punctul nostru de vedere. Adică Mamaia, gen. Sper că nu vă gândiți că e o stațiune care se numește Minune. Bă, despre Mamaia se spune că e o stațiune foarte aglomerată, etc, etc. Bă, tot ce pot să vă spun e că așa e. Stațiunea e practic un petec de pământ ce leagă Constanța de Năvodar, plină de hoteluri, resorturi, magazine și cluburi. Faza e că e străbătută de o singură șosea, mare. Pentru că n-ai loc de mai multe. Deși șoseaua este largă, nu face față valului de turiști care vin aici. Toți vin dinspre Constanța, nimeni nu vine dinspre Năvodari. Deci de la intrare până în capăt, în vârful sezonului mai ales, abia te miști. Problema e că e plin de mașini. Parcări nu sunt? Stai, e una supraetajată. Ideea e că deși majoritatea românilor preferă Mamaia, constanțenii nu tind așa de mult spre zona asta aglomerată. Mulți preferă Costineștiul, Eforie sau Plaja Modern. O plajă e foarte modernă, de altfel, ce să zic. Și pe lângă aglomerația asta, cum zice toată lumea, sunt gherțoi mulți. Să vă dau un exemplu. Acum 3 ani un patron fițos de la o firmă de patiserie stătea afară și vorbea cu potențialii cumpărători. Hai mă, nene, mă, hai, cumperi, te uiți, ce faci? Mă uit, dar... 5 lei șuberecu? 5 lei? Păi da, tu unde te crezi, frate? Aici e Mamaia, vrei 3 lei 50? Du-te, frate-mi, în Constanța dacă nu ai bani. Nu-ți convine? Hai, cară-te de aici că o să chem paza, da? Genul ăsta de caractere sunt cam des întâlnite. Bă, foarte adevărat ce ai zis. Dar în orice caz, Mamaia este și va fi tot timpul o stațiune efectiv plină pe timp de vară. Și când zic plină, mă refer la adevăratul sens al cuvântului. Dacă ești din Constanța și te bate pe tine așa gândul într-o seară să iei să te plimbi pe undeva și îți vine ție așa o idee să ieși în Mamaia, n-ai unde să te plimbi. Efectiv, n-ai unde. Și asta nu pentru că nu sunt trotoare sau chestii de genul ăsta, pentru că din contră avem dita mai faleza. Și mai degrabă datorită faptului că la orice oră din zi și din noapte te duci acolo pe timp de vară, bă, e full. Băi, full, mai are puțin și dă pe afară. În teorie, pe faleza despre care vă vorbeam mai devreme, avem și noi o pistă de biciclete. Bine, asta în teorie, deoarece majoritatea oamenilor se plimbă pe ea ca și cum n-ar fi nimic anormal. Ba mai mult, dacă chiar vrei tu să te plimbi pe acolo cu bicicleta, risc să te înjure toți turiștii. Adică dacă ai noroc, poate... dar poate scap și fără bătaie. Dar în orice caz, altă chestie pe care nu o suport din stațiunea asta sunt magazinele alea de suveniruri, magazinele alea de plajă. Și asta datorită faptului că toate, dar absolut toate, vând aceleași căcaturi. Și acum o să mă adresez puțin ăstora care ați mai fost prin porcăria asta de stațiune. Să-mi spuneți și mie dacă ați văzut vreodată vreun magazin de ăsta de suveniruri care să nu vândă pălărie de marinar sau maimuța de aia de o pui pe la gât sau pe unde poți o pui. Și magazinul trebuie să se afle neapărat în Mamaia. Exact, niciunul. Dacă acum 100 de ani în toată Mamaia erau doar câteva clădiri, în 20 de ani de acum încolo nu va mai exista plajă, pentru că va fi acoperită de hoteluri. În Mamaia Nord se construiesc blocuri peste blocuri, pentru că acolo sunt plasate cele mai de fiță cluburi de la malul mării. Și dacă ai 100 de milioane să-i spargi într-o seară într-un club, ai bani și să-ți închiriezi un apartament peste drum de club la un preț la fel de mare. Bine, mai sunt și cei care nu sunt extraordinar de bogați, dar pentru care cluburile alea sunt un fel de atracție turistică. Trebuie să meargă măcar o seară să se spargă în figuri, ca să aibă cu ce să se laude când mi-ajung acasă. Bă, frate, să vezi, m-am fost în Mamaia Nord acolo, la cluburile alea mari. Frumos, frate, n-ai ce să zici, frumos. Scump, dar frumos. Adică știu din propria experiență, pentru că am lucrat o vară ca ospătar la un restaurant din zona aia și am avut de-a face cu tot felul de oameni, de la doia care au bani de enervează, fără minte, care parcau Lamborghini în fața restaurantului și erau la modul: băi, șmechere, tu n-ai tu vreo să cumperi șampania asta la 23 de milioane? Cine, mă, eu? Ia, doncua. Mai erau ăia care aveau o grămadă de bani, dar nu arătau, adică mâncau ce mâncau de 2 milioane și la sfârșit lăsau 3 nota de plată. Și ultimii, dar nu cei din urmă, erau gherțoi. N-aveau o chiflă în stomac, dar se umflau și țipau pe acolo că ei sunt mari șmecheri în satul unde locuiesc. Nu e problema de război! Nu înțelegeți că nu e problema de război!
După o vară ca asta, mi-am dat seama cât de greu să lucrez cu oamenii, mai ales într-o stațiune ca Mamaia, unde vara e balamuc și majoritatea turiștilor sunt aia care au lanțuri de două degete grosime la gât și care fac figuri pentru că nu sunt la ei în oraș. În orice caz, fraților, cam asta a fost și cu episodul de astăzi. Dacă mai doriți pe viitor să fac colaborări cu cei de la lumea lui Dedo, nu uitați să apăsați pe butonul de like și să-mi lăsați un comentariu să văd și eu ce părere aveți voi despre acest clip. Așa că cu astea fiind zise, fraților, eu am fost Venger, iar ei au fost Dedo și până data viitoare vă spunem la revedere, pa, pa!